Bună și bine v-am regăsit! Clipul de astăzi trebuia să fie un unboxing, să deschidem împreună parfumuri, dar acum se numește haul, un haul de la My Perfumes și anume Arabiat Prestige, cu aceste parfumuri minunate. Știți că mi-e plac foarte mult și că am și eu un preferat pe care vi-l recomand mereu, este vorba despre La Riz Absolu. De această dată o să vă povestesc despre seria aceasta cu musc, Blueberry Musk și Cranberry Musk și despre toată seria Nila. Da. O să descoperim împreună niște arome delicioase, vă promit. A venit de departe pachetul acesta direct din Dubai de la cei de la My Perfumes. Le mulțumesc tare mult. Nu știu dacă se uită la clip sau dacă înțeleg ei ce spun eu aici. Dar, în fine, eu vreau să vă spun părerile mele despre aceste parfumuri și am aici un parfum care ar trebui să fie inspirat din Bianco Latte. Parfumul acesta mi-a dat bătăi de cap în unboxing-ul anterior, pe care voi nu o să-l vedeți niciodată, pentru că pur și simplu mi-a umplut nasul și n-am mai putut să testez nimic după el. Și le-am făcut varză, așa că am zis că mai bine fac un haul și nu sunt făcută eu pentru unboxing-uri, pentru că parfumurile sunt într-un fel când le pulverizez prima dată și apoi se dezvoltă și nu. Nu. Mai bine facem un haul și vă povestesc cum trebuie despre parfumuri și nu vreau să vă induc în eroare. Sunt plină de toate aceste parfumuri acum. Am aerisit, m-am aerisit și vreau să o luăm de la capăt. Da, vă spuneam că a venit de departe, din Dubai, acest pachet. Arată foarte bine, mă bucur că am ocazia să testez mai multe. Eu am deja în colecție unul pe care o să-l vedeți aici din seria Nila. Este vorba despre Nila Suede și v-am povestit câte ceva despre el, însă între timp l-am analizat, l-am purtat și o să revin cu câteva impresii. Vreau să începem cu aceste parfumuri. Sunt foarte drăguțe sticlele. Ia uitați-vă voi aici. Uitați-vă voi aici ce finuțe, ce drăguțe, ce feminine, ce colorate și vesele sunt. Și hai să începem cu Cranberry Musk. Foarte frumoase sunt sticlele, mi-au atras și mie atenția pe Dubai Collection. Dar am ales unul care m-a intrigat într-un fel și desigur că nu a fost cel mai potrivit pentru mine, dar o să povestim și despre el. Are o pietricică roz, foarte frumoasă este sticluța. Acesta este Cranberry Musk și vreau să vă spun notele lui pe care le-am eu scrise aici. Are în deschidere frezie, lotus, merișoare, în mijloc are musc, iasomie și pară, iar în bază are vanilie și lemn de santal. Vreau să caut și un blotter pentru că avem și blottere noi. Da. Foarte frumoasă este sticluța, foarte, foarte frumoasă. Au atomizoare bune, sticlele sunt foarte, foarte frumoase. Da. Vreau să vă spun că aromele astea fructate sunt foarte naturale. Nu sunt in your face, nu sunt sintetice. Cranberry Musk este ceva mai proaspăt, fructat. Are o aromă foarte, foarte plăcută și armonioasă, fructată, proaspătă, un pic de tot acrișoară. Se simte aroma aceea de fructicele roșii, pomușoarele mai spune. Și da, este un fructat foarte finuț și feminin. Pe acesta îl văd cel mai potrivit și în perioada caldă. De fapt, ambele parfumuri sunt
potrivite pentru tot anul, dar strălucitoare în perioada caldă. Sunt fructate, dar în același timp sunt curățele. Miroase foarte bine, cranberry musk. Are aroma aceea fructată, proaspătă. Nu se simte nimic apos. Mă așteptam ca lotusul să dea o aromă așa acvatică, dar nu. În mare parte, în deschidere, este o aromă fructată, plăcută, curată, naturală. Nu este un miros fructat sintetic și pot să vă spun că ambele parfumuri îmi întrec așteptările. Deci nu mă așteptam la arome atât de naturale și plăcute. Nu știu dacă am dat eu bine pe acest blotter, dar vreau să am ce mirosi la sfârșit, pentru că o să facem și foarte, foarte plăcută este deschiderea. Miroase așa ca un suc de fructe roșii, dar un suc natural. Da. Hai să vorbim și despre Blueberry Musk. Acesta are ca și note mure în deschidere. În mijloc avem trandafir, lavandă și frezie, iar în bază avem patchouli, zmeură, vanilie și mușchi. Foarte frumoasă și sticla, are pietricica asta mov. Sunt superbe, deși au 100 de ml, sunt foarte finuțe. Stai să iau un blotter. Sunt foarte finuțe sticlele, dar stai să le vedeți pe cele din seria Nila. Oricum, cele două sunt, și sticlele spun totul despre ele, sunt mai de vară, sunt mai curate, mai fructate, mai fresh. Blueberry Musk are și el acea deschidere fructată, de data aceasta cu mure în deschidere, la fel este o aromă naturală, dar mi se pare că față de acesta care este mai proaspăt, aici avem o aromă fructată pe o bază vanilată și pe acesta îl văd mai potrivit pentru tot anul, pe acesta îl văd mai potrivit în perioada caldă. Vai, cât de bine miroase! Și aici avem o aromă foarte naturală și plăcută. De data aceasta se simt niște fructe mov, mă duce cu gândul și la afine. Este foarte plăcută aroma, chiar îmi place mult de tot. Și este ceva mai dulce decât cranberry musk, care este ceva mai acrișor, așa, și cu fructele acelea roșii. Aici avem fructe mov, pe o bază ceva mai dulce și mai vanilată. La un moment dat, când se mai usucă el, se simte și mușchiul acela. Deci este și ușor, ușor de tot pământiu, ca să zic așa. Dar da, acesta se îndulcește din ce în ce mai mult, deci este mai dulce decât cranberry musk. Ambele sunt foarte plăcute. Sunt niște parfumuri unisex. Poate să le poarte toată lumea. Îmi place foarte mult. Știu că acesta m-am tot uitat la recenzii, m-am uitat la păreri despre aceste parfumuri pentru că mi-au atras și mie atenția și Blueberry era preferatul tuturor. Asta pentru că suntem și în perioada rece și este mai potrivit acum decât Cranberry, pe care l-aș purta foarte, foarte mult vara. O să le mai dăm un nas la finalul acestui clip pentru că vreau să deschidem cutia asta mare. Și aici avem seria Nila. O să vedeți că eu am deja un parfum din această serie în colecția mea. Și vreau să începem cu Nila Suede, care este cumva cel mai moscat, deși este un parfum cu piele, nu mi se pare un parfum greu. Este vorba despre Nila, pardon, stați așa să scot de aici cutia. Nila Suede, eu îl am deja în colecția mea și nu o să-l mai deschid pe acesta pentru că intenționez să fac un giveaway și să ajungă la una dintre voi împreună și cu alte parfumuri probabil. Încă nu m-am gândit la
acest giveaway, mă gândesc de ceva timp, sincer, dar o să-l fac în curând. Sticla mi se pare cea mai frumoasă dintre toate, pentru că este neagră și are aceste detalii și mă duce cu gândul la o poțiune magică. Trebuie să recunosc că atunci când m-am uitat despre toate aceste parfumuri din gama Nila, din seria Nila, am citit notele și acesta a fost cel mai îndepărtat de preferințele mele, dar mi-a plăcut foarte mult sticla. Eram curioasă de aromă. Notele lui Nila Sued sunt următoarele. Busuioc, cardamom și bergamot în deschidere. O să-l și pulverizez să analizăm împreună parfumul. Blotere, blotere. Ce bine că mi-am cumpărat. Da. Se simte în deschidere, proaspăt condimentat. În mijloc avem geranium, lavandă și piele, iar în bază avem mosc, cedru și piele. Da. De două ori piele. Eu nu sunt fan piele, dar v-am zis că m-a intrigat parfumul și că mi-a plăcut foarte mult sticla. Vă spuneam data trecută că nu îl înțeleg prea bine și că nu percep foarte bine nota de piele, dar acum s-a mai așezat. Deși nu au nevoie de maturare, macerare și așa mai departe, nu au nevoie aceste parfumuri, dar cu siguranță se mai așează și se mai intensifică în timp. L-am purtat, l-am analizat și oricum clipul de astăzi este cu primele impresii, chiar dacă am apucat să le deschid. N-am avut timp să le analizez, a venit la mine aseară pachetul, m-am abținut până astăzi să nu deschid nimic și să deschid împreună cu voi și am făcut un unboxing terci. Așa că, ce să vă zic, mai bine pentru voi pentru că pot să vă spun mai multe despre parfumuri, pentru că le-am lăsat să se dezvolte ceva pe piele. Este o combinație cald condimentată cu piele, o piele cremoasă, se simte și ceva cremos gurmand, nu știu ce este gurmand aici, este un mosc pufos în bază, pielea asta este una catifelată, am mai simțit-o recent într-un alt parfum, de aceea o și percep acum altfel, dar da, este o combinație interesantă între o parte gurmandă cremoasă, moscată, pufoasă și o piele catifelată. Nu este preferatul meu, nu sunt fan piele în continuare. Am zis să mai încerc, dar nu este chiar în zona mea și nici nu trebuie să-mi placă și să mi se potrivească mie toate. Este un parfum frumos, pe care eu îl văd unisex și dacă vă doriți să îl testați, să îl analizați, dacă vă place pielea în parfumuri, pielea catifelată, este un parfum dulce, dar este cel mai puțin dulce din seria aceasta Nila și este cel mai puțin feminin, este un parfum unisex din punctul meu de vedere, nu este un parfum masculin. Parcă tot mai degrabă îl văd mai bine pe o femeie, dar e un parfum unisex din punctul meu de vedere. O să-i mai dăm și lui un nas la sfârșit. Vreau să strâng puțin pe aici, să putem să discutăm și despre restul. Celelalte două sunt niște parfumuri bombițe feminine. Hai să... Am început cu Nila Sued pentru că v-am spus că mi se pare cel mai puțin dulce dintre toate trei din seria aceasta Nila. Și dacă o să trec eu la Vaniel, n-o să mai simt absolut nimic mai departe. Așa mi s-a întâmplat în unboxing, n-am mai putut să simt nimic, pur și simplu m-a intoxicat parfumul, în sensul bun și nu vreți să știți ce mirosea în cameră. Deci sunt niște parfumuri intense, puternice și bogate și e greu să faci un unboxing și să miroși atâtea. Bine că am început cu aceste parfumuri fructate și mai ușurele. Nila. Trecem la frumusețea aceasta
care se numește Nila și care este, are o culoare rose gold. O să vă fac niște filmulețe pe care o să le pun aici, pe ecran, pentru că nu pot să vi-l arăt așa cum trebuie. Totul se reflectă în această sticlă, dar este un parfum luxos, feminin, superb, minunat, o sticlă care îmi place foarte mult. Este la fel la detalii și tot ce ține de sticlă. Este la fel ca și Nila, ce mă bucur să am seria întreagă și să le am pe toate trei așa. E prima dată când am toată seria unor parfumuri și de-abia aștept să le fac niște poze. Da, așa arată Nila. Nici nu știu cum să vă arăt pentru că se reflectă totul în ea. Nila simplu. Are ca și note fructe, cocos, nectar de piersici. Ăsta a fost cel care m-a atras cel mai mult când am analizat eu parfumurile și când mi l-am cumpărat pe acesta, pentru că de ce nu, voiam eu să risc. Știți că mie îmi plac surprizele. În mijloc avem acord floral, floare de tiare și în bază avem santal, heliotrop și, da, santal și heliotrop. Hai să îl mirosim pe acest Nila. Puteam să iau blind Nila. Dacă vă plac parfumurile dulci, puteți să mergeți la sigur cu Nila și Nila Vanille. Deschiderea este bombă. Bombiță! Are o deschidere cremoasă, fructată, cu nectarul acela de piersici și cu un nectar de cocos. E o combinație care pe mine mă duce cu gândul la milkshake, cu cocos sau la, mai degrabă la un milkshake, pentru că mi se pare lactonic de la acest cocos, nectar de piersici, fructe, este cremos, este feminin, este pufos, vreau să-l dau și pe piele. Mi-am mai dat eu mai devreme, dar nu mai știu pe unde. E foarte frumos Nila. Mi se pare genul acela, vai cum miroase pe piele, mi se pare genul acela de parfum feminin, seducător, fructat, delicios, cremos, pe care pot să-l porți tot anul, dar mi se pare perfect de luat în vacanța de vară la mare sau în vacanța de iarnă la mare, dacă plecați prin țările calde. Are un miros delicios, este fructat, este piersicuța aceea cremoasă, cu laptele acela de cocos, cam așa mă face să mă gândesc. Îmi place mult de tot. Deci, Nila este absolut superb. Este dulce, dar nu foarte dulce. Este foarte cremos. Îl simt și lactonic, dar cumva mă duce cu gândul la un lapte de cocos. Nu are deloc aromă de loțiune de plajă. Nu este combinația aceea pe care o întâlnim în foarte multe parfumuri cu cocos. Nu miroase a loțiune de plajă, miroase a fructe, a milkshake de fructe făcut cu piersicuță, cu lapte de cocos. Este cremos. Santalul acesta miroase foarte bine. Nu este foarte... Are și heliotrop care îl face puțin pudrat, dar mai degrabă îl simt cremos, lăptos. Miroase foarte bine Nila. Foarte, foarte, foarte bine. Și v-am spus, este dulce, dar nu foarte dulce. Adică eu pot să-l port cu succes vara. Dar tot este un parfum pentru persoanele care suportă
parfumuri mai dulci vara și nu se îndreaptă doar înspre citrice. Ca să vă faceți voi o idee. O să-l punem deoparte. Vreau să dau cutia deoparte și să discutăm despre Nila Vaniel. Mă întrebați voi într-un comentariu dacă, vreau să pun și blotărul aici, dacă am testat vreo clonă după Bianco Latte. Ei, a venit vremea să vorbim și despre un parfum inspirat din Bianco Latte, se spune. Hai să vedem. Nila Vaniel este o cutie aurie, la fel ca și sticluța. Sticluța este de această dată aurie și foarte elegantă și frumoasă. O să vă pun niște close-up-uri pe ecran ca să nu... să le vedeți așa cum trebuie, să vedeți detalii. O să încerc să fac. Este foarte greu cu sticlele astea prin care se reflectă totul. Și așa arată sticluța, la fel ca și celelalte două. Nila Vaniel. Hai să vedem ce note are Nila Vaniel. Caramel în deschidere, în mijloc are cumarină și miere, iar în bază avem vanilie și mosc alb. Îl am pe mână. Este cel mai puternic și cel mai intens dintre cele trei. Este cel mai dens și parfumul potrivit pentru perioada rece. Pe celelalte două le văd destul de versatile, dar acesta este un parfum care se combină foarte bine cu iarna, cu frigul, cu perioada rece în general. Și vreau să-l dăm și pe el pe un blotter. Deși trebuie să vă spun că îl am în nări, îl simt pe mine pentru că l-am folosit astăzi. Astăzi l-am folosit, stați așa că nu pot să apăs. Sunt niște sticle de calitate și sunt niște atomizoare super, super bune. Ia uitați-vă. Au putere, au putere. Hai să vedem. Sper că n-am dat și pe restul blotărelor, dar oricum le-am și pe piele. Hai să vedem. În deschidere, vreau să dau pe piele totuși, că am pe piele, dar parfumul după ce s-a uscat. Vreau să-l simt și în deschidere. În deschidere seamănă cu Bianco Latte. Se simte, cred că această cumarină acum e ceva ce nu regăsesc neapărat în Bianco Latte, mai ales în deschidere. Mi se pare că se duce în zona lui Bianco Latte, dar nu este 100% la fel și mi se pare că atunci când se usucă, se apropie foarte, foarte, foarte mult de Bianco Latte, dar nu numai din punct de vedere al mirosului, ci și din punct de vedere al intensității, al performanțelor. Este foarte puternic și intens în uscare după, hai să zic, un sfert de oră. Dar în deschidere se simt și niște arome diferite. Se simte și un iz un pic, cred că e cumarina aia, ceva cald și totodată un pic, da, începe să vină aroma de Bianco Latte. Este o combinație de miere cu ceva un pic de tot afumat și cu un caramel. Un caramel ceva mai dens, mai, nu știu, dulce. Dar, după ce se usucă puțin, pe cealaltă mână îl am de mai mult de un sfert de oră și se apropie foarte bine de Bianco Latte. Ce pot să vă spun este că în aer nici nu îți dai seama dacă este Bianco Latte sau este un alt parfum. Când mi-apropii nasul de piele, se simte și ceva ce nu simt neapărat în Bianco Latte. Dar se simte aroma aceea
dulce, caramelicioasă, lactonică și cu mierea aceea dulce. Este cel mai dulce dintre toate și da, dacă vreți un parfum inspirat din Bianco Latte, puteți să vă îndreptați către Nila Vanille. V-am spus primele impresii într-un fel și că o să le port și o să revin cu alte impresii. O să fac un giveaway în care o să vă trimit și vouă, printre altele, Nila Suede și desigur că o să fac decanturi din aceste două parfumuri. O să pun câte 10 ml din fiecare, să vă faceți o idee despre toată această serie și desigur că pot să fac și din aceste parfumuri cu mosc. Hai să le mai dăm un nas și să începem cu Blueberry Musk. Acum se simte o aromă fructată, nu foarte puternică, dar cu o bază muscată curată. O aromă fructată, proaspătă. Blueberry Musk este clar un parfum pentru perioada caldă, cel mai potrivit. Îl văd vara. Aș vrea să vi-l arăt totuși. Ok, hai să vedem și Blueberry Musk. Blueberry Musk este mai versatil, e potrivit și în perioada rece pentru că se simte aroma aceea fructată, dar are o bază mai vanilată. E foarte frumos și dintre cele două aș putea să spun că acesta este preferatul meu. Blueberry Musk miroase și puțin mă duce cu gândul la afine, dar este și vanilat și ceva mai cremos, dar tot așa este o bază vanilată, o muscată, foarte frumos și v-am spus că m-au impresionat aromele astea destul de naturale. Îmi place foarte mult. De fapt, toate îmi plac. V-am spus că doar Nila Suede nu mi se potrivește mie. Acum miroase și acesta. E mai dulce, e cremos, e într-un fel gurmand, mă refer la Nila Suede, dar are o piele care nu este ascuțită sau ceva. E destul de cremoasă, dar pur și simplu nu mă regăsesc eu în aroma lui. Ok, hai să mai mirosim și Nila Vanille, parfumul care se spune că este inspirat din Bianco Latte și susțin și eu chestia asta. Miroase foarte bine în uscare, se duce tot mai mult înspre Bianco Latte și din punct de vedere al mirosului, dar și din punct de vedere al performanțelor. E destul de puternic. Da, acum se simte exact aroma lui Bianco Latte când se usucă. Și acesta este cumva baza lui Bianco Latte. Aceea este și partea care se simte cel mai mult, că deschiderea mi se pare că este ceva mai. Mi se pare că în deschidere Bianco Latte are niște frișcă așa pufoasă și acesta sare peste partea aceea. Dar oricum și în Bianco Latte durează câteva minute. Partea bună e că nu se deschide direct așa, direct să te pleznească peste ochi, pentru că Bianco Latte așa e, destul de puternic și intens în deschidere și uneori chiar strănut când îl pulverizez, acesta se dezvoltă ușor, ușor. Hai să vedem și Nila Simplu. Avem aici un blotter, dar l-am și pe mână. Nila Simplu este cremos, este fructat. Acum nu-l mai simt atât de tropical. E fructat, floral, cremos. Acum parcă se simte mai mult piersicuța, un pic mai puțin cremoasă decât se simte în deschidere. Dar da, miroase foarte bine. Și pe acesta mă duce cu gândul la vacanța de vară la mare. Mi se pare un parfum elegant, feminin, finuț. Este genul acela de parfum pentru vacanță, pe care nu-l porți la plajă, ci îl porți când mergi să vizitezi prin oraș, prin locul în care ești,
când ești îmbrăcat ceva mai bine și nu ești în hainele alea de plajă, e foarte frumos. Nila este mai fructat, cremos, nu atât de dulce cum este vaniel. Deci avem niște parfumuri versatile, dar mai potrivite pentru vară acestea. Blueberry Musk este mai versatil. Cranberry este un parfum de vară. Îl avem pe Nila Vanille, un parfum pentru perioada rece, pentru că este foarte dulce, puternic, dens și intens. Îl avem pe Nila, care mă duce cu gândul la vacanța de vară, dar este un parfum destul de versatil, este cremos, este dulce, dar nu foarte dulce. Și îl avem pe Nila Suede, pentru persoanele care preferă parfumurile ceva mai întunecate, dar nu grele. Deci este un parfum mai întunecat, pielea aceea mă face să mă duc cu gândul la un parfum ceva mai dark, dar nu este un parfum greu totodată, este cremos, parcă are și o parte gurmandă, e interesant și să știți că el m-a atras cel mai mult, tocmai pentru că este diferit. Acestea sunt primele impresii despre parfumurile Arabiat Prestige de la My Perfumes. Sper că v-a plăcut clipul acesta, aștept întrebări dacă nu v-am lămurit și dacă vreți să mai știți și altceva. Oricum o să revin cu impresii despre ele pentru că vreau să le port și repet, acestea sunt primele mele impresii, o să revin cu siguranță. Aștept comentariile voastre cu mare, mare plăcere. De mult nu v-am mai spus să-mi trimiteți emoticoane în comentarii și puteți să mergeți pe acele emoticoane de iarnă care îmi plac foarte mult și deja am început să le folosesc. Asta în cazul în care nu vreți să spuneți ceva în comentarii, nu aveți timp și așa mai departe, dați-mi un semn să știu că sunteți acolo și că vă uitați la clipul acesta. Dacă nu vă place ceva, puteți să-mi spuneți. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!